Bună la toți, mă numesc MGK 999. Astăzi am să fac reacție la Lemon cu piesa Planul cu Pablo și Sirop Mov. Hai să-i dăm drumul să vedem cine a pregătit Lemon. Hai Lemon, frate. Bine, mă! Nimeni nu știe mie planul. Am ajuns frate cu dușmanul. În față, în spate e gulanul. Care știe să-și facă banul. În față, în spate e gulanul. Care știe să-și facă banul. Am produs tot ce-am putut, am luat valiza și-am plecat. Nu-i vreo problemă că mai am de adunat. Nu o papă asta înseamnă. Fai, coaie, sună mortal. Deci, chiar e mixajul corect la piesă și chiar e ceea ce trebuie. Hai să te auzim Lemon în continuare și cu Pablo. Hai să vedem. Cam nevastă, eu sunt doar. Șterg cu toți ăștia pe jos, dar ei iar s-au împiedic. Bine, mă! Ai! Și să vezi cum mă plec. Și mă leg la șiret. Am hanora cu tec de fraier. N-am timp, mă stresez. Încerc, eu îl pasez. Eu-s cântat și dansez. Ăsta vorbește până, dar în față e lăchet. Nimeni nu știe. Corect, dreptate ai moți. Să dau bombardier și la în față când îi vezi, te întâlnești cu ei sifoane, adică tampoane de luat la fugă. Adică își pierd atitudinea și în picioare. Mie e planul. Am ajuns frate cu dușmanul. Te uiți în spate, vezi golanul. Care știe să-și facă banul. Nimeni nu știe, mie e planul. Am ajuns frate cu dușmanul. Te uiți în spate, vezi golanul. Care știe să-și facă banul. Știi că-s Pablo, am și fani. Nu dau cald de la dușmani. Băi, deci rupe, băi, băiatul ăsta. Păi, mamă, deci cine a mixat vocea și cine a făcut masterul, bă, să trăiască cum e, ia, bă. E ceea ce trebuie, frate, ce îmi place și mie, ce place și multora dintre noi. Hai să te ascultăm mai mult. Fraier mă comentează ca să facă niște bani. Caută băgare în seamă, nu vreau să pierd timp cu ei. Vreau să stau cu frații mei, mai dai dracu de lefteri. Nimeni nu știe mie planul. Am ajuns frate cu dușmanul. În față, în spate e gulanul. Care știe să-și facă banul. Nimeni nu știe mie planul. Am ajuns frate cu dușmanul. În față, în spate e gulanul. Care știe să-și facă banul. Bine mă băieți, bravo. Doar un pic te-ai cam repetat de multe ori pe beat, adică pe refren, dar rest tot e ok, piesa s-a aude bestial, n-am ce zice. Mergem să... Bună, mă numesc Darius, this MGK 999 și astăzi am să reacționez la Sirop Mov 2018. Hai să vedem cine a pregătit Sirop Mov. Ok, sunetul chitarelor. Aș vrea ca drogurile să mai dea un pic de senzație. Aș vrea să fiu un pic mai sincer eu cu mine. Că nu te vreau înapoi, dar știi prea bine că te-ai blocat în sufletul meu. Azi e dor de mâna ta alături de a mea. Simt că-mi sufocat, dar sunt cam onorat că ți-am putut cândva obține inima. Da, piesa, după cum se numește, e o piesă sentimentală și aici, din videoclipul cum văd, e în doliu sau ceva e genul, că ce cu videoclipul, cu lumânări și cu o icoană și îmi spune despre fosta lui iubită, ceva de genul că l-au rănit. Bine mă, nu-i rău, mergi cum trebuie pe beat.
rime, hai să-ți potrivească, e o piesă sentimentală, mergem mai departe să te ascultăm până la capăt. Puneți o dorință și spune-mi o șoaptă. Oie de la stele să urcăm, e doar o treaptă. Nu rămân supărat, chiar de mult aș baltă. Măcar mă bucura de buzele tale o dată. Ca drogurile să-mi mai dea un pic din senzație. Aș vrea ca drogurile să-mi mai dea un pic din senzație. Sper să mor, dar în același timp aș muri cu tine. Nu e loc de nicio scuză, baby, știi prea bine. Dacă pleci, pot cumva să vin și eu în iad cu tine. Da, după cum vedem, băiatul respectiv, Sirop, suferă după fosta lui în 2018, suferea după ea încă. Și ăsta ar fi ca un mesaj ca ea să-l vadă și să împece. Da. Hai să te ascultăm în continuare. Cum aici pe pământ știu sigur că nu mai am multe zile. Durere, plăcere și buze cu gust de miere. Aș vrea ca drogurile să-mi mai dea un pic din senzație. Aș vrea ca drogurile să-mi mai dea un pic din senzație. Bă, băiatul ăsta e tip ceva DMC, doar că nu are vocea lui, dar piesele sentimentale de dragoste, de iubire, de trădare, le are exact ca DMC. Știu că și eu fac așa ceva și știu. Mergem mai departe. Dragii mei, piesa a fost mixată destul de bine, nu știu cine a mixat-o, pentru că dacă puteți să ascultați și voi, piesa se aude la normal și autotune și vocea lui, deci o piesă sentimentală care, dacă ești puțin supărat, chiar o simți în inimă și ține tot așa, Sirop.